Astăzi hai să vorbim despre leiere în fotografia de peisaj și nu este vorba despre leierele din Photoshop. Deci voi explica puțin conceptul de leiere sau stratificare, cu ce te ajută, de ce ai vrea să te gândești în felul ăsta la fotografia ta de peisaj. Iar apoi să vă arăt 7 fotografii de ale mele pe care le-am făcut la workshop-ul din acest weekend, tocmai s-a terminat, din Făgăraș. Și așa, ca să fac puțin în ciudă celor care n-au venit. Și hai să începem. Bun. Ce înseamnă conceptul ăsta de leiere, de stratificare? Tu, ca fotograf de peisaj, încerci să prezinți cât mai bine peisajul din fața ta, da? Într-un mod cât mai plăcut, cât mai artistic, cât mai interesant. Și cel puțin scopul meu este de a crea o experiență cât mai emersivă, cât mai interesantă, și privitorul să poată la un moment dat, practic, să realizeze spațialitatea în adâncime și dezvoltarea în adâncime a imaginii. Să realizeze că anumite elemente sunt mai aproape, apoi că trebuie să se ducă până acolo și pareze, mamă, cât ar fi de mers până acolo, pentru că se vede diferența de proporție dintre diverse elemente. Și în momentul în care faci chestia asta bine, eu cred că fotografiile tale au de câștigat foarte mult. Nu contează obiectivul pe care îl folosești. Poți să tragi cu un wide, poți să fotografiezi cu un telefoto, să vedeți în exemple că în ambele situații este posibil să faci să realizezi această stratificare, să folosești acest concept de leiere. Nu există scuză și dacă vrei să-ți îmbunătățești fotografia, eu cred că trebuie să folosești acest concept. Îți arăt acum 7 exemple, cum am zis, făcute în Făgăraș la tura din acest weekend, ce tocmai s-a terminat. Hai să începem cu primul apus. Aici sunt câteva chestii un pic mai finuțe care se întâmplă și ține de experiența ta să recunoști anumite chestii pe care după aceea să le poți scoate în evidență și prin procesul de editare. De aceea, de exemplu, dacă te interesează partea de editare, am cursul de editare. Dacă te interesează să citești, să aprofundezi fotografia de peisaj la un alt nivel, dacă vrei să treci peste partea asta de începător, atunci e-book-ul meu de fotografie de peisaj o să te ajute, zic eu, foarte mult. Până acum toată lumea a fost încântată de e-book-ul ăsta. Mă laud și eu, știi că e-book-ul n-are gură să se laude, așa că îl laud eu. Bun, la imaginea asta există câteva plane și ai planul apropiat, ar fi ăsta de aici, apoi planul mijlociu și apoi fundalul. Dar felul cum lumina sculptează peisajul te face să privești ca un singur strat, ca un singur layer, toată această zonă. Chiar dacă am zona de început și apoi restul, nu există o separație foarte clară. E într-un fel, ăsta este stratul 1 și ăsta este stratul 1 prim. Dacă vă era doar de matematică din școală. Deci stratificarea este bună atunci când separația este mult, mult mai clară. Dar ceea ce realizez aici este un fel de separație prin faptul că cărarea se tot duce în depărtare și am cumva stratul 1 și stratul 2 aici, în depărtare. Și mai am ăsta unul prim, să-l pun și pe asta. Un element foarte important la imaginea asta, sau o chestie interesantă, se întâmplă aici, în care am aici A mic, B mic, C mic. Deci astăzi sunt pe matematică, astăzi mi-aduc aminte de școală, de liceu, de facultate. Astea trei straturi de acolo de jos, hai să le scoatem de acum, că nu mai avem. Deci astea de jos sunt foarte importante, pentru că realizează o stratificare și tu îți dai seama cât ar trebui să merg până la munții aia din fundal. E foarte important tu să realizezi în momentul, de asta zic că e un pic mai avansat să faci chestia asta, un pic mai dificil să o faci conștient. Ține de o experiență care vine cu timpul sau de lucruri pe care eu ți le pot explica în cadrul unui workshop. Dacă vii la mine la workshop, atunci, uite, cum următorii în cheile de cazul, o să poți
să vezi anumite chestii, să înțelegi anumite lucruri care țin de finețuri mici, știi? De învârți butonul puțin mai la dreapta și de ce iese așa interesant. După aia, bine, e clasica de la cort. Da, l-am pus cortul ăla la capra. Primele cadre cu cortul luminat și calea lactee a fost numai cortul și calea lactee. După aia zic, băi, ar fi interesant să se vadă totuși și structura munților din jur. Se vede foarte puțin și din lacul Capra și avem primul layer, cortul, layerul 2 format din lac plus culmile alea și al treilea layer, în final, calea lactee cu cerul înstelat. A treia fotografie, răsărit. Am așteptat ca lumina să inunde valea. În momentul ăla s-a creat o separație prin lumină și avem primul layer, primul strat, zona asta de aici. Al doilea layer este ăsta de aici. Acum urmează al treilea layer, care este acest vârf mic. Și după urmează al patrulea layer în final. În felul ăsta, privitorul realizează încet încet dimensiunea văii, cât de mare este. Și în momentul când reușești să transmiți senzația asta de spațialitate, de adevărata proporție a peisajului din fața ta, când privitorul realizează asta, cred că e o chestie foarte faină. Primul exemplu cu telefoto. Asta e o clasică și asta. Imaginile de genul ăsta și sunt foarte ușor de realizat. Problema este că foarte mulți începători fac genul ăsta de imagini, poate, dar nu realizează de ce le fac sau de ce pur și simplu îl atrage când se uită și când vede imaginea. E foarte important să înțelegi ce vede ochiul. Că ochiul doar vede și de aceea foarte multe fotografii sunt de proastă calitate. Pentru că fotografiezi ce vede ochiul și nu realizezi ce înțelegi tu, felul cum procesezi tu informația pe care ochiul ți-o oferă. Aici avem clar, nu știu câte straturi, 1, 2, 3, 4, decât 4, nu sunt așa multe. Dar există o stratificare și chiar dacă nu există detaliu, pentru că de multe ori astea strase în contralumină ca să apară așa, ai separație prin luminozitate, dar în același timp trebuie să te gândești și la compoziție, la felul cum le aranjezi, astfel încât să nu fie pur și simplu o înșiruire de elemente. Hai să vă arăt ceva pe lumină plată. Este un moment dinaintea răsăritului și atunci am stratul 1, care este toată bucata asta de aici. Am stratul 2, pe care îl pot percepe ca fiind stratul 2, pentru că există relația față de stânca din apropiere, și apoi stratul 3 în final. Ceea ce vă explic eu acum este ceea ce omul vede, dar nu înțelege ce vede. În momentul în care ai să înțelegi ce vezi, în momentul ăla n-ai să mai fii fotograf începător, ai să fii fotograf mediu. Eu nu știu, fotograf avansat e ciudat să zic fotograf avansat, pentru că eu consider că există momentul de început și moment și curba ta de evoluție, care nu se termină niciodată decât în momentul în care tu pui deoparte aparatul foto și asta este. Genul ăsta de explicații pe care îl fac eu acum sunt exact genul de explicații pe care le ofer în e-book-ul pe care l-am la vânzare. V-am zis, dacă îți place să citești, atunci eu cred că va fi o lectură interesantă. Uite, o fotografie care îmi place tare mult. Ceea ce vedeți acolo e șaua caprei. Și apoi se vede culmea din depărtare. Prin lumină s-a creat această separație și există primul layer, al doilea layer și ceva foarte, foarte fin în depărtare, al treilea layer. Oamenii de acolo sunt motivul pentru care eu am făcut acest cadru. Pentru că ei dau senzația de proporție a întregului peisaj, cât de mare este totul. Și acum închei cu fotografia asta. Sunt niște alpiniști, erau trei alpiniști, pe culmea Arpașului. Sper că n-am zis greșit, că n-am dat un Google search cum ar fi trebuit. Dar parcă Arpașul, nu e Arapașul, nu, e Arpașul. Parcă așa zic, iar pași. Și mergeau pe culmea asta la răsărit și atunci, având soarele, trăgând în contralumină, am putut să fac siluetele. Aici se văd numai doi, bineînțeles că am cadre cu, și cu toți trei.
Sunt ei în primul plan și apoi urmează un plan secund, tot un fel de un prim, un doi real și apoi doi în depărtare aici, muntele ăsta de acolo. Eu sper că a fost util tot ce v-am zis eu acum. Sper că informația asta o să o puteți folosi în mod interesant. Dați un comentariu să știu și eu ce gândiți. Dacă vreți să ne vedem la un workshop, puteți să luați cartea, e-book-ul și până data viitoare, nu uita, continuă să fotografiezi că e singura modalitate de a deveni mai bun.